dacă mi-aș face așa un autoportret, aș putea spune că sunt o fire liniștită, înțelegătoare, cu simțul umorului, care l-am întotdeauna și care mă ajută. A ieșit din diferite, din multe situații și din multe încărcături, multe încurcături, îmi iubesc familia. Țin foarte mult la localitatea de unde vin, găsesc metode de a mă împăca cu toată lumea. Duc un mod obișnuit așa cum o duc eu și ca ar fi mei de la țară, cu gospodării, cu teren, cu casă, cu copii. De multe ori scriitoare, dar înțelegătoare în același timp, cere sfatul și ascultă părerea și la fel găsește așa situații ca să iasă întotdeauna, ea să fie corectă. Am doi fii. Cel mai mare 26 de ani, cel mai mic are 18 ani, acesta o să împlinească. Sunt mamă de băieți, am niște relații de comunicare foarte bună cu copiii mei, cu băieții mei care mă înțeleg și care îmi sunt sprijin și ajutor la toate activitățile din casă pe care le fac. Adică ea mi-a străduit așa să-i educ ca să fie alături de mine și să-mi înlocuiască lipsa asta de fată. De fete. Cel mai mare este căsătorit, am o nepoțică. Anul trecut locuiește cu mine, dar acum ai explicat la muncă peste hotare. Cel mai mic este student în România. Nepoțica e micuță, are jumătate de an. Dar vă zic acum la moment, ea ne împlinește toate necesitățile pe care le avem. Ea este bucuria noastră, alinarea noastră și cu mult drag, cu mult dor, mă aștept țara când mă duc acasă să mă întâlnesc cu dânsa. Adică nu se poate compara, să zic eu, cât de mult. Așa am așteptat această fetiță, anume fetiță, am vrut ca să aibă feciorul meu și mulțumesc foarte mult Dumnezeu că aibă o fetiță, pentru că am înțeles eu că fata o să-i poartă noroc și o să fie și lui așa o alinare. Acum, pur și simplu, avem o altă experiență de viață. Avem multe trăiri pe care le-am avut și înțelegem cât de important sunt nepoții. Dar la timpul acela când eram tineri, credeam toată lumea la picioarele noastre și aveam așa de multe ocupații, eram antrenată în multe ocupații, multe activități și adică poate nu am acordat același timp copiilor noștri fiind tineri, pe care acum vrem să recompensăm și să acordăm nepoților noștri. Cum să mă caracterizează cetățenii, eu consider că sunt, după cum și-am spus mai înainte, sunt înțelegătoare. Asta e cel mai important și am două reguli. În primul rând, adică vreau să mă audă și ascult și eu părerea altor oameni. Țin întotdeauna să fiu, adică, în comunicare și în conlucrare. Niciodată nu mi-am impus părerea că a mea este cea mai bună și este mai corectă. Am ascultat și împreună am venit la, am mers la o decizie comună. Sunt născut în Schinei, acolo am crescut, acolo și mi-am continuat studiile, în școala din localitate. Într-o familie de oameni simpli, mama mea era antrenată în munci agricole, cum erau toate femeile pe atunci, tata a fost actorist. Suntem două surori în familie, eu sunt cea mai mare, am o soră mai mică decât mine cu un an. Copilarea mea a fost interesantă pentru că întotdeauna a fost înconjurată de mulți copii. Mulți copii, având în vedere că adică, și mahala erau mulți copii și plus noi suntem adică și multe rude în localitate. Și aveam cu cine util și frumos ne petrecem timpul. Mai mult, ceea ce mi-aduc aminte eu, când deja ajutam părinții. Pentru că noi atunci și pe timpul acelea aveam responsabilități. Și dacă nu reușeam să le... nici nu discuta, adică să nu le
facem tot programul pe care l-aveam planificat de mama. Dar am avut și momente foarte frumoase. Întâlnirile pe care le aveam în sânul familiei cu rudele, vizitele astea pe care le aveam noi dintr-o localitate, adică în alta, mergeam la rude, jocurile astea pe care le aveam noi cu... pe care le practicau practic toți copiii din perioada aceea. Și de atât, adică pot spun că am avut o copilărie interesantă și frumoasă și pe care treceam cel mai mult în aer liber, comparativ cu cei cu care au avut copilul meu mai mic. Pentru că cel mai mare tot a fost. La fel ca și mine, eram în perioada când ne construiam casă și el cot la cot, umăr, adică la umăr, ne-a ajutat în treburile de gospodărie, ce putea face, adică. Dar a fost o copilărie frumoasă și interesantă. Așa eram un copil mai liniștit, nu prea aveam timp pentru șoti și nu eram chiar șotioasă de felul meu. Dar crescând mai mare, așa, deja făceam șoti. Eram, adică, deja elev, student, elevă la liceul Constantin Stere, când mi-am pus în geantă unei colegi de mele o greutate. Și finisând lecția de educație fizică, i s-a rupt geanta. Dar nu am căzut eu de vină, a căzut de vină, apropo, colega mea, Natalia Vrâncea, redactor șef la ziarul nostru. De la bunica odată. Era în ajunul sărbătorilor de sărbători de Paști, ea a venit să ajut mama să-mi plătească colacii și mi-a pus sarcina mie și surorii mele să mă tărăm o gradă. Noi stăteam așa tolănit pe pat și dădeam vina, duci tu, adică nu prea vroiam niciuna. Și când a luat bunica o funie, ne-au croit așa în stânga și în dreapta, dar mai mult pe mine, că sora se ascundea după mine. Și mai mult am primit-o așa de la bunica de câteva ori, dar în rest nu prea. Pentru mine schineniu semnifică multe. Dacă aș vorbi, în primul rând, este copilăria mea. Acolo mi-am trecut tinerețe, acolo m-am întâlnit cu soțul actual, pentru că el este tot din localitate. Acolo și-au petrecut copilăria și copiii mei, sunt părinții mei și părinții soțului. Acolo sunt toate rudele mele pe care le am. Este instituția în care lucrez de atâta timp și sunt colegii mei cu care am tangenți comune. Și este legată și de activitatea mea profesională, pentru că acolo am depus multă muncă și mult efort și acolo am trecut practic toată viața și pentru mine este cel mai important loc din lume. Hramul localității noastre este la 22 mai, de sărbătoarea Sfântului Nicolae, pentru că și biserica din localitate este Sfântul Nicolae. În primul rând, adică creștinii merg la biserică, dar cu timpul și cu anii este un număr mai mic care vizitează biserica. În afară de, nu numim sărbătoarea, dar pentru că sunt toată lumea este în forft și în fierberea, în pregătirea bucatelor, așteptăm oaspeții, ca tradițional fiecare localitate, după care din partea primăriei, adică desfășurăm careva activități. Erau activități sportive pentru tineri din localitate și seara numai decât era balul de hramul localității, care se petrecea până în zorii zile sau până noaptea târziu și mai înainte, adică se finisaj cu bătăie. Acum deja liniștit, e pace, toată lumea se împac, frumos petrece, desfășoară și continuăm a doua și a treia zi, care depinde cum câți oaspi sare și ce plăcere are. Bucatele tradiționale pe care le am. Acum deja gospodinile tinere pregătesc ceva bucate mai sofisticate, dar cele tradiționale care sunt toată lumea, le pregătim la masa de sărbătoare întotdeauna. Activând în funcția de secretar a Consiliului Local, cred eu că am fost testată de către locuitori, cetățenii comunității noastre și atunci după asta mi s-a propus ca să candidez la funcția de primar. Din start nu m-am gândit niciodată că o să lucrez atâtea mandate, pentru că, vă zic, oamenii
cum să zic, te pedepsesc sau te foarte ușor atunci când nu le îndeplinești așteptările. Eu cred că secretul pe care este faptul că sunt înțelegătoare. Întotdeauna deciziile pe care le-am luat, m-am străduit și am depus efortul ca să comunic cu ei, ca să le aduc la cunoștință și ce am decis noi. M-am bazat întotdeauna pe niște parteneriate cu instituțiile din localitate. N-am fost omul și nu sunt omul care să promovez pe cineva în prim plan și pe cineva să-l lasă în umbră. Întotdeauna am vorbit despre meritele fiecăruia în parte și am promovat fiecare în parte, în dependență de ce calități le are mai bune. Niciodată nu m-am pus pe mine în prim plan și m-am străduit întotdeauna să fiu, adică, om, de omenie. Asta cred că sunt cel mai important factor, pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari. Așteptările oamenilor sunt foarte mari, de la generație la generație, de la caz la caz, dar dacă explici omului care este situația și vede omul că depui efort și atunci când s-a implicat în soluționarea câtorva probleme, este rezultat, atunci cred că ei din cauza asta și-ți acordă votul de încredere. La școală am fost o elevă bună. Mi-a plăcut foarte mult să învăț, am depus foarte mult efort, cu toate că când eram micuță, noi, mama avea tutun și noi eram pentru căsuțe cele de tutun, alături de noi era cărămirea gospodăriei. Și eu întotdeauna fiind copilă mică, invidiam doamnele care plecau acasă la masă și mă gândeam în mintea mea că o să învăț, o să rup cărțile, dar nu vreau să rămân aici. Poate asta și-a fost o motivație, felul că am fost antrenat mult în munci agricole alături de mama, alături de părinți, dar mi s-a dat ușor să învăț. Am avut profesori buni care m-au motivat și care au văzut în mine că am capacități de a învăța și m-au motivat, m-au promovat și întotdeauna n-am vrut să dau de rușine pe mama, pe tata, că n-am vrut să-i dau niciodată de rușine, adică că ei investesc în mine și eu să nu am niciun rezultat. Mai preferate erau limba română, limbile străine, istoria. Sunt obiectele pe care le înțelegeam mai ușor și care erau mai aproape de mine. Am mai mulți profesori care m-au marcat în viață. Am mai vorbit și recent Ghenadiu Donos, care m-a determinat ca să aleg profesia pe care o am. Învățătoarea mea de limbă română din localitate, Maria Gangăliu, cu care am participat la olimpiadele republicane și locale. Prima mea învățătoare, Galina Belouz. Noi atunci eram în clasa 0. Prima mea învățătoare în clase primare deja, Valentina Borș, care ne-a învățat, adică în primele. În rest am avut mulți învățători, doamna Iovu Lidia, doamna Elena Focșa, adică mulți învățători am avut. Anii de studenție erau grei atunci pentru noi, pentru că erau niște timpuri, trăiam niște timpuri așa mai delicate, mai grele. Eu la liceu Stereo a fost foarte interesant. Am fost în clasă, după cum am spus, noi numai fete, toate interesante, toate bune, de la care am învățat foarte multe lucruri, dar fiecare în parte. Am învățat ceva lucruri, am făcut carte, vreau să zic. Și nu prea aveam timpuri noi pentru distracție atunci. Făceam carte, biblioteca, era prietenul meu cel mai bun. După care am mers la universitate. Am învățat un an și jumătate staționar, după care m-am căsătorit și deja am făcut studiile la fără frecvență, și adică mai mult m-am bucurat de anii de studenție la liceu, liceul Stere. La facultate deja m-am căsătorit. Prima mea dragoste și actualul meu soț, adică am mai avut așa ca fete noi prin clasă, să zic eu, simpatizant cineva, dar este soțul meu cu care, vă zic, m-a curtat 4 ani și jumătate, după care și m-am căsătorit. Nunta a fost mare, cum se făcea pe timpurile cele, a fost în localitate, în cort.
Au fost oaspeți mulți din toate părțile, da, și din locul de lângă alături vecinii cu unde trăim și a părinților vecini și plus rudele din alte localități. A fost o nuntă, după cum am spus, pe listă. Veneau nuntașii să semnau pe listă, după care cărmuirea gospodării ne alocau banii, dar a fost primul început, adică prima sursă financiară de bani care am acumulat-o și cu ajutorul care am început să construiesc casa. La nuntă am plâns mult, mi-aduc aminte și acum. Eu, de felul meu, așa sunt o fire rotunjoară. Și rochile din timpul cele așa erau, felul lor de a fi, făceau încă și mai voluminoasă. Și surpriza nunții a fost că verișoara de mea mi-a făcut un compliment frumos, adică că sunt puțin rotundă și am plâns toată nunta. Adică că nu toată nunta, plângeam că mi-aducem aminte. Că, de compliment pe care mi l-a făcut ea. Ca la urmă un moș de-al meu a văzut momentele astea și îmi zice, nu plângi, adică un băiat bun, cu minte, ascultător. Și am răspuns, eu nu plâng din cauza lui, adică sunt bucuroasă că m-am măritat, dar eu ia că deși plâng. O să nu-ți frumoasă, interesantă, cu pregătiri până la, cu pregătiri după, care a fost pregătită și organizată în câteva zile. Pentru că nunțile de atunci nu sunt planificate cu un an înainte. 7 octombrie am fost cerut în căsătorie și 4 noiembrie deja jucam nunta. De la mama am învățat întotdeauna să fiu ascultătoare. Ea îmi zicea să fiu ascultătoare, să fiu cu minte, să nu fiu obraznică. M-a învățat munca, să fiu responsabilă, adică sarcinile pe care le aveam să mă strădui să le fac în timp și nu așa, dar să le fac bine. M-a învățat dragostea de rude. Pentru că pentru mama mea în viață a avut foarte puține prieteni, ori practic deloc nu a avut, când era tânără poate, dar pentru ea cei mai buni prieteni a fost sora ei geamănă, are o soră geamănă și noi, rudele mamei și familia mamei era practic și familia noastră. Și m-a învățat, adică sport, respectul și să fiu bună cu rudele mele. Mai multe zile fericite din viață, când am născut copii, când am fost cerută în căsătorie, când am susținut examenele cu brio, una când am fost aleasă în funcție de primar, adică mai multe zile fericite au fost. Tot sunt multe. Când pierzi pe cineva drag, am avut situația de astea, când am avut, că am pierdut oameni dragi care mi-au fost aproape și mi-au fost alături, am avut. Când am nereușite sau probleme la serviciu, atunci când nu pot pe cineva, vine și apelează și nu pot să-l ajut, am o doză de tristețe în mine. Și am momentul ăsta de tristețe atunci când aș vrea să fac, dar nu-mi pot permite. Mă liniștesc și merg la biserică. Merg la biserică, dragostea asta am căpătat-o de la bunica mea, mi-a altuit așa dragostea asta de biserică. Merg, ascult și mă încarc o doză de energie și îmi dă putere să merg mai înainte. Plus mă liniștesc, am oameni buni care sunt în jurul meu, cărora le pot spune păsul, durerea mea și care îmi pot spune că o să fie totul bine. Ca hobby florile. Am flori de cameră, am flori acasă, în grădină. Mai înainte era șofatul un hobby, dar nu știu ce am uitat de el. Dar asta sunt activități. Îmi place să citesc, acum am foarte puțin timp pentru asta. Acum cel mai mult timp, adică timpul meu liber, îl dedic nepoțelei. Trăim timpul ăsta tulbur, vreau două lucruri, pace și liniște și sănătate. Asta îmi doresc foarte mult, îmi doresc ca copiii mei să fie alături de mine mai mult timp, să pot realiza planurile care le am pentru localitatea mea, colegii pe care îi am, adică să păstrez aceleași relații bune cu comunitatea mea pe care o am și să depun tot efortul și posibilitățile pe care le am ca oamenii să trăiască mult mai bine, în dependență de ce pot face eu, adică. Thank you.
Da, mă consider fericită. Mă consider fericită din motiv, în primul rând, că sunt sănătoasă. În al doilea rând, adică mi-am realizat multe planuri pe care le-am avut. Am avut parte întotdeauna de oameni buni și cum se cade în preajma mea. M-am străduit, adică să nu trădez oamenii. Am petrecut timp alături de copiii mei. Mi-a oferit Dumnezeu posibilitatea să am un loc de muncă aici și nu plec psihotare să fiu alături de copiii mei. Am o familie frumoasă și asta cred că îi contează foarte mult în viață.